Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. Subiectul pe care îl voi aborda astăzi este despre copii și relația acestora cu Dumnezeu, dar cu precădere vă aduce înaintea dumneavoastră un clip numit Cum să ne rugăm pentru botezul copiilor noștri cu Duhul Sfânt. Este publicat de Alfa și Omega TV marți și în acest clip vorbește Bogdan Graur, din câte înțeleg el este consilier, da, este consilier creștin. În clipul acesta dumnealui povestește despre experiența personală cu unul din copiii lui și ne îndrumă și pe noi cu privire la modul în care ar trebui să privim această problemă a botezului cu Duhul Sfânt în viața copiilor noștri. Pentru mine personal, acest clip este important pentru că arată foarte clar și reprezintă direcția eretică în care a luat-o de multă vreme televiziunea aceasta Alfa și Omega TV, de care vă sfătuiesc să vă feriți, și mai cu seamă aberațiile carismatice care vin din mediul acesta foarte infect carismatic. Eu personal m-am izbit de mișcarea carismatică de-a lungul timpului foarte puternic, am interacționat foarte puternic prin experiență personală cu ea și de aceea poate într-un fel simt mai bine lucrurile care se propovăduiesc aici. Vă invit să ascultăm câteva afirmații și să le analizăm, bineînțeles, în lumina Scripturii. O întrebare cu care ne putem pune ca și părinții, când să ne rugăm pentru copiii noștri să primească vorbire în limbi, când să fie botezați cu Duhul Sfânt, când să înceapă să umble din propriile lor experiențe cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să vă spun este cazul meu personal, luați-l pur și simplu ca atare. Dumnezeu... Primul lucru pe care vreau să-l observați este acesta. Dumnealui indică premiza aceasta, pe care nu o analizează absolut deloc, pentru că pentru el e foarte clară, și anume că noi ar trebui să ne rugăm pentru copiii noștri ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Deci el nu spune noi ar trebui să ne rugăm pentru copiii noștri ca să creadă în Domnul Iisus, ca să fie mântuiți, ca să se pocăiască de păcatele lor, ca să-și conștientizeze păcatul, să-și îl mărturisească, să primească lumină spirituală de la Dumnezeu. Nimic de felul acesta. Absolut nimic, 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 nimic. Problema este dacă ei sunt botezați cu Duhul Sfânt. Acesta este un malpraxis pastoral, părintesc, strigător la cer. Preocuparea principală a noastră ca părinți creștini este ca copiii noștri să-L întâlnească pe Dumnezeu, să creadă în Domnul Iisus Hristos și să pocăiască de păcatele lor. Da? Și apoi, spune Scriptura, vor primi darul Duhului Sfânt. Preocuparea noastră nu este ca ei să fie botezați cu Duhul Sfânt în înțelegerea dumnealui și cu atât mai puțin ca ei să vorbească în alte limbi. Nicăieri, nicăieri în Sfânta Scriptură nu găsiți așa ceva. Nicăieri nu găsiți în Sfânta Scriptură că eu ar trebui să mă rog pentru copiii mei ca să fie botezați cu Duhul Sfânt. Nicăieri nu găsiți așa ceva. Sau ca ei să vorbească în alte limbi. Cu atât mai puțin ca eu să fac ceva pentru că ei să ajungă să vorbească în alte limbi. Acesta este mal praxis parental, este mal praxis pastoral, este mal praxis de orice natură. Dacă dumnealui este consilier, nu știu ce fel de consilier este, dar nu are nimic de a face cu Sfânta Scriptură. Nu știu cum să spun mai clar lucrul ăsta. N-am niciun text la care să mă duc ca să vă demonstrez că ceea ce spune el e total aberant, pentru simplu fapt că nu este niciun text în Biblie care să-ți indice, care să te sfătuiască, care să te îndrume să faci așa ceva cu copiii tăi. Da, dacă vrei să iei texte din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, nu vei găsi așa ceva. Dacă vrei să iei texte din Sfânta Scriptură despre responsabilitatea părinților față de copii, atunci, bineînțeles, te poți duce la Coloseni, te poți duce la Efeseni, unde porunca este cu totul alta. Ia auziți, copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Asta spune copiilor și părinților, spune în felul următor. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Nu spune să-i înveți să vorbească în limbi sau să faci mijlociri pentru ei ca să primească botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. Nicăieri nu ne spune lucrul acesta. La vârsta de vreo 2 ani jumătate am luat-o pe fiica mea, pe Gloria, și am luat-o în brațe și am zis, uite-te, vreau să mă rog pentru tine, Duhul Sfânt va veni peste tine, El îți va da o limbă în care să te rogi, în care mijlocești. Și am luat-o în brațe, am umplut-o de dragoste. Auziți ce spune, da? Deci a luat un copil la 2 ani, la 2 ani jumate. Toți cei care ați avut copii știți cât pot vorbi copiii la 2 ani jumate. Cât pot să înțeleagă copiii la 2 ani jumate despre Duhul Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre vorbirea în limbi. De la 2 ani jumate ar trebui să-ți introduci copilul în practicile astea carismatice. Eu nu cred că ar trebui să-l introduci niciodată, dar oricum. La 2 ani jumate, când copilul trebuie să învețe cu totul și cu totul alte lucruri, când
învață să vorbească, să lege cuvinte, să lege propoziții, să comunice, tu îl înveți să vorbească în alte limbă. Asta este abuz de cea mai joasă speță. Dar hai să auzim cum a decurs experiența. Am luat-o în brațe, am umplut-o de dragostea părintească pe care un părinte acordă copilului și siguranță și am început să mă rog pentru ea și să chem prezența lui Dumnezeu peste ea. Foarte rapid a început și ea să spună câteva cuvințele acolo în limbi și am încurajat-o să continue cu lucrul ăsta că e foarte bun. Deci, cum s-a întâmplat, da? S-a rugat pentru ea ca să primească Duhul Sfânt. Acum vreau să observați un lucru în Biblie. Întotdeauna când au fost botezuri cu Duhul Sfânt, au fost grupuri de oameni. Întotdeauna când au fost botezuri cu Duhul Sfânt, au fost grupuri de oameni distincte. Adică n-a fost de fiecare dată, de exemplu, sau de două ori evrei, sau de două ori samariteni, sau de două ori altă categorie. În Sfânta Scriptură avem patru cazuri mari de botez cu Duhul Sfânt, fapte 2, fapte 10, fapte 8, fapte 19, unde avem câte un grup distinct și Dumnezeu, în Cartea Faptelor Apostolilor, care este o carte narrativă istorică de formare și expansiune a bisericii, ne arată foarte clar cum fiecare grup de oameni a fost încorporat în Biserica Domnului Iisus Hristos. Nu există niciun caz individual în care cineva să roage pentru altcineva ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Nu există niciun caz în care cineva să se roage pentru altul ca să primească vorbirea în limbi. Da? Niciun caz. Și nu există niciun caz în care altcineva decât apostolii să se roage pentru un grup ca să primească botezul cu Duhul Sfânt. Așadar, ce aveți aici este total pe lângă Sfânta Scriptură, total pe lângă narațiunea Sfintei Scripturi, total pe lângă doctrina Sfintei Scripturi. Nu există nicio doctrină care să-ți indice să faci așa ceva. Plus că trădează o neînțelegere a motivului pentru care era dat vorbirea în limbi. Copilul ăla nu înțelege absolut nimica din ce spunea acolo, da? Vorbirea în limbi a fost dat ca un semn că toți aceia care vorbeau limbile respective, neamurile acelea, etniile acelea, limbile acelea, oamenii reprezentați prin limbile acelea, sunt primiți acum în Biserica Domnului Iisus Hristos, au și parte de binecuvântările noului legământ și acest zid care era între evrei și între neamuri a fost dărâmat odată pentru totdeauna. Sub absolut nicio formă, ce vedem în Cartea Faptelor Apostolilor nu are vreo legătură cu ce vedem aici. Astea sunt practici oculte, practici psihologice, cum vreți dumneavoastră să le numiți. Un copil care ar bolmoji niște cuvinte la 2 ani sau la 2 ani jumătate, nu te-ai mira. Și nici n-ai spune că vorbește în limbi. Și nici n-ai spune că a coborât Duhul Sfânt peste el. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că Duhul Sfânt poate să mântuiască un copil la ce vârstă vrea el. Nimeni nu poate să pună piedici Duhului Sfânt. Dar să spui că poți face lucrul acesta pentru copilul tău, bazat pe un text din Sfânta Scriptură, nu, este imposibil și îți voi spune că ești total greșit și nu există o temelie biblică pentru practica aceasta. Să fi avut ea, ca să o încurajez să crească în acest dar spiritual, eu aveam de reparat o lampă și i-am spus, uite-te, tu te pui aici lângă mine, tu te rogi la Domnul Iisus în limbi, așa cum ai primit, și eu mă pun aici și repar lampa asta, o meșteresc aici. Și am început eu să desfac, să lipez una altă pe acolo cu cositor și la un moment dat o bobiță mică de cositor mi-a zburat aici, chiar aproape de ochi, la câțiva milimetri de ochi. Și m-a pleznit, mi-a lăsat o mică pată roșie. Atunci mi-am dat seama, mă, uite-te, faptul că mi-am pus copilul să mijlocească pentru mine la o chestie care eu vreau să fie mai mult didactică, de fapt m-a protejat pe mine, mi-a protejat ochiul să nu mă orbească sau să-mi lase cine știe ce urmări în ochi. Aproape că nu-mi vine să cred ce am auzit, ce tocmai am auzit. Fiecare dintre noi ni se întâmplă lucruri rele. Fiecare dintre noi ni se întâmplă anumite lucruri rele și cele mai multe ori ni se întâmplă tot răul care ni s-ar putea întâmpla, da? Dacă ni s-ar întâmpla tot răul care ni s-ar putea întâmpla, am fi probabil morți. Dar să spui că, pentru că un copil bolmojea lângă tine ceva ce tu i-ai inoculat lui și i-ai spălat creierul spunându-i că e vorbirea lui, să spui că pentru că el făcea treaba asta, ție ți-a venit bucata de cositor, stropul de cositor numai aici și nu în ochi, este o ignorare totală și a Sfintei Scripturi și a realității, da? Deci copilul ăla nu știa ce face acolo, el nu se ruga ca Dumnezeu să-l protejeze pe tata. El pur și simplu spunea niște lucruri și este foarte ușor unui copil de vârsta respectivă să bolmojească cuvinte. Este foarte ușor, psihologic îi dovedit foarte simplu lucrul ăsta. Nu este o dovadă a prezenței Duhului Sfânt, cu atât mai puțin a botezului cu Duhul Sfânt. Dar, sub nicio formă, nu este o autentificare a experienței sale.
că dumnealui încearcă să autentifice experiența lui, vedeți, fiindcă s-a rugat fetița mea în limbi, eu n-am orbit. Ok, de ce Dumnezeu ar fi lăsat să-ți sară ție cositorul dacă fetița ta nu se ruga în limbi? De ce? Noi care trăim în viața reală, nu ne rugăm noi înșine, nu se roagă altcineva pentru fiecare amănunt din viața noastră și nu ni se întâmplă o grămadă de lucruri rele. Nu se întâmplă. Da? Sau ni se întâmplă doar atâta cât putem purta sau doar atâta cât a hotărât Dumnezeu. Nu spunem, oh, sigur există cineva undeva care se roagă pentru noi în limbi. Ca să nu ni se întâmple la fiecare moment ceva rău. Am o nebunie dacă îmi crede chestia asta. Noi credem în providența lui Dumnezeu că niciun fir de păr din cap nu ne cade la pământ fără voia lui și dacă nu se roagă cineva în limbi, da? Cu atât mai puțin pentru că se roagă cineva în limbi. Că Dumnezeu aude pe cineva că spune niște cuvinte neinteligibile care nu fac parte dintr-o limbă, cu atât mai puțin Dumnezeu ar spune, oh, pentru că cineva spune treaba asta, o să te protejezi de rău. Nu. Motivul pentru care Dumnezeu ne protejează este pentru că suntem copiii lui, suntem în grija lui, suntem sub protecția lui, suntem în providența lui, suntem în purtarea lui de grijă. De asta ne protejează Dumnezeu. Nu pentru că cineva se roagă în limbi. Aduceți copiii înaintea lui Dumnezeu, n-a mijloci pentru ei, n-ai apropiat de Dumnezeu, n-ai lăsat să umble și să-și creeze propriile lor experiențe cu Dumnezeu, propria lor umbrare cu Dumnezeu și să devină Dumnezeul tău, să devină Dumnezeul lor cât mai repede și să-și creeze amintiri împreună cu Dumnezeu, amintiri de umblare cu Dumnezeu. Și ceea ce spune în continuare ca sfat de consilier, înțeleg, ca sfat de părinte pentru ceilalți părinți, este să-l aduci pe copil, să-l lași să-și creeze propria experiență cu Dumnezeu, propria umblare cu Dumnezeu. Unde spune Biblia asta? Eu cred că copiii, fiecare ființă umană ar trebui să aibă o viață personală, o relație personală, o experiență, o umblare personală cu Dumnezeu. Dar unde spune Biblia să-i creezi cumva spațiu copilul meu ca el singur să-și facă experiența lui cu Dumnezeu? Nu, Biblia altceva ne învață. Biblia ne învață să-l educăm, să-l creștem în învățătura Domnului. Unde este în tot ce spune Dumnealui, unde este Scriptura? Unde este în tot ce spune Dumnealui o direcționare a copilului după Scriptură în rugăciune? Unde este în ce spune Dumnealui comunitatea, poporul lui Dumnezeu? Unde sunt metodele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat clar în Sfânta Scriptură pentru a ne crește copiii? Unde este Evanghelia în ce spune El? Unde este mântuirea în ce spune El? Unde este credința în ce spune El? Unde este pocăința în ce spune El? Unde este înțelegerea păcatului de care are nevoie și un copil? Da? Unde sunt toate lucrurile astea fundamentale? Fundamentale pentru însăși relația noastră cu Dumnezeu? Unde este biserica? Unde este cântarea duhovnicească în toată chestiunea asta? Totul se reduce la vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt. Ce crede Dumnealui că este vorbirea în limbi și botezul cu Duhul Sfânt? Că vă spun deschis, eu nu cred nimic din ce spune. Absolut nimic. Nu are cum să fie. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat scris în cartea aceasta felul în care El a hotărât să dea Duhul Sfânt, felul în care El produce mântuirea și așa mai departe, felul în care El vrea să ne creștem copiii. Citește revelația lui Dumnezeu din Vechiul Testament, unde există atâta înțelepciune despre modul în care să-ți crești copiii, cum să te raportezi la El, cum să îi duci pe calea Domnului și nu găsești nimic din ce găsești în clipul acesta, nimic. Aici sunt invenții, este mentalitate practică, carismatică, dusă la paroxism, la climax, da? Scăpată din control, asta este. Dacă El v-a dat îndemnul ăsta cu privire la copii, eu vă dau îndemnul să nu deschideți alfa și omega niciodată, să nu ascultați asemenea oameni și să fugiți de teologia carismatică cât de tare puteți dumneavoastră. Pentru că este o teologie care face în lumea asta zeci de milioane de victime. Oameni care lasă Scriptura deoparte și oameni care se duc după tot felul de halucinații, de iluzii și de lucruri izvorete din mintea lor. Ăsta este malpraxis de consiliere. Este malpraxis exegetic, este malpraxis mai grav parental. Asta este. Și îmi doresc ca Dumnezeu la un moment dat să deschidă mintea copiilor și a Dumnealui și tuturor copiilor care au fost victime la asemenea sfaturi.